trebui să mulțumesc domnului Paraschivescu și doamnei Părgulescu pentru aceste lucruri frumoase spuse despre mine și despre Titi, bineînțeles. Sper că sunt și adevărate, ar fi trist să nu fiu, dar știu că ei nu vă mint, sunt de o... nu numai de o mare onestitate intelectuală, dar sunt niște cititori remarcabili. Înțeleg bine, ei înșiși autori pe care îi cunoașteți foarte bine și de mare calitate, pot să citească la fel de bine și de atent și cărțile scrise de alții. Sigur, la literatură. Asta nu e o calitate pe care o are oricine. De obicei se spune că scriitorul e subiectiv, în care forma lui de expresie. În cazul amândor, e valabil. Ioana, de exemplu, are cu totul altceva, scrie, cum știți, scrie cu totul alt registru, e remarcabil că întotdeauna mi-a înțeles foarte bine și de bine încercări și de romancie, dacă să mă capă mă destul. Acum, ce să vă spun? Poate nu mai e nevoie să spun nimic, fiindcă cred că un scriitor, după ce s-a încheiat o carte, a pus punct, n-ar mai trebui să mai spună nimic. Totuși, pentru că așa se obișnuiește, mai întâi e adevărat. Am avut acea discuție cu Ioana când îmi venise ideea și când ea mi-a spus, aoleu, hai de mine ce vrei să faci, să nu faci asta. Ca să vă spun foarte sincer, nu prea știam cum o să se termine romanul atunci. Singurul lucru care mă obseda a fost asta. Și asta, sigur, că am citit undeva într-un sondaj de opinie sau ceva de acest tip, că românii considerau 2000 și 10, 2015, nu mai știu cum, considerau că Ceaușescu a fost cel mai important om politic din secolul 20, ceva de tipul ăsta. Bun, de aici până la a-l reînvia pe Bibi, adică pe Big Brother, nu era decât un pas. Însă m-a observat și o altă chestiune care apare într-adevăr și în lanțul de aur, și anume chestiunea cărții și a raportului ei cu realitatea. Sigur că, în general, se admite că realitatea influențează textul, cărții. În mod evident, așa se întâmplă. Nu se scriu cărți din nimic, se scriu. Scriitorul trăiește și el într-o realitate și într-un fel, sigur, o imită în sens mecanic, dar se inspiră în ea. Dar există și raportul invers. Și asta e lucrul care m-a preocupat de mai multă vreme. Felul în care anumite cărți, sigur, oricare, anumite cărți trec ele însele în realitate și modifică realitatea oamenilor. Și de aici un anume raport între ele. În rest, sper să aveți o lectură agreabilă și, în același timp, sigur, să vă puneți aceste întrebări, s-au pus deja, legate de memorie. Iarăși un lucru pe care l-am observat, îl observ și îl observ la nivel individual, dar îl observ și la nivel colectiv. Oamenii țin minte foarte partizan ce s-a întâmplat și de foarte multe ori nu le mai înțeleg